Bună ziua! Ne aflăm pe ceea ce a fost cândva fabrica Nicolina, acum o ruină, plină de gunoaie. Da? Proprietarii de aici nu își îngrijesc terenul. L-au transformat într-un habitat pentru broaște și pentru alte vietăți, pentru tot felul de amfibieni. Asta a rămas dintr-o fabrică cu o istorie foarte lungă, de peste 100 și ceva de ani. Fostele ateliere Nicolina, unde lucrau în trei schimburi aproape aproximativ 10.000 de oameni, peste 10.000 de oameni. Vă dați seama câte locuri de muncă erau asigurate, câte familii puneau pâinea pe masă de aici. Și acum, uitați cine se deservesc de aceste terenuri, da? Tot felul de entități străine sau mafia imobiliară a Iașului se îmbogățește pe ceea ce au muncit generații întregi de români. Dar nici măcar nu au grijă ca acest teren să fie îngrijit. Uitați, l-au transformat într-o groapă de gunoi improvizată. Da? Probabil că cei de la Garda de Mediu ar trebui să le facă o vizită și să-i recompenseze într-un anume fel. Uitați, și în partea asta, pur și simplu groapă de gunoi, cel mai probabil pentru cei de aici, din jur. Asta a rămas din industria românească, dintr-o fabrică cu tradiție, care a asigurat locuri de muncă pentru o bună parte dintre familiile ieșene. Această fabrică a produs inclusiv pentru CFR, pentru industria feroviară, dar pe urmă s-a reprofilat și a făcut și utilaje agricole și utilaje industriale de mici capacități până la capacitate medie. Niciodată n-au făcut piese de mare anvergură, acestea se făceau doar la combinatul de utilaj greu. Mai încolo și ăla a ajuns o ruină și pe cadavrul căruia se bat acum iarăși cei din mafia imobiliară în frunte cu primarul Iașului, cu domnul Chirica și cu clica lui de mafioți imobiliari.